Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou video. Astăzi a venit vremea să schimbăm mânerele astea încălzite. După cum știți, nu mai funcționează bine. Nu mai știu care... Parcă cel din dreapta merge prost, nu? Sau stânga? Stânga. Stânga? Mhm. Da. Ăsta din stânga, ba merge, ba nu, așa că am primit de la ATV Rom un set de mânere încălzite. Cam așa arată. Le puteți găsi la ei pe site. Sau dacă sunteți din București, vă puteți duce direct la magazin să le cumpărați. Aveți jos link în descriere oricum. Iar acum o să trebuiască să dau jos mânerele astea și să le punem pe alea, să vedem cum. Profităm de vremea asta frumoasă de afară, că ieri a fost super frig. Iar mă, ai văzut? Mm-hmm. Ieri au fost minus 2 grade, nu? Sau minus 1 grad, cât? Noapte. Vă arăt după astea mai în detaliu. Acum hai să... desfacem aici la baterie prima dată. O să desfacem un șurub aici la grilajul ăsta, să-l dau un pic într-o parte, să am acces mai bun la baterie. Și astea trebuie să am uitat. Am uitat să-mi pun mânuși. Nu? Pe ce te murdărești? Păi, mai mă murdăresc, mai bine le... Gata, am desfăcut și cele 4 șuruburi de la grilaj și o să-l dau așa într-o parte. Să am acces mai bun aici la baterie. Ce aici? Asta e de la... Lada, doamne, bara LED. Să vă cărez mânerele, că nu știu. Nu cred că astea sunt. Asta... Deci nu mai știu care sunt, cred că astea. Trebuie să-i dau jos și asta. Mamă, ce greu s-au dat alea jos, mai știi? Da, aseară am încercat eu să le rotesc, că erau fixate, că era frig afară, știi? Uh-huh. Și azi dacă s-a mai încălzit un pic. Aici trebuie un clește. Alte fire. Nu. Asta parcă n-am desfăcut. Dar nu mai știu cum l-am desfăcut. Asta așa. Stai mă, cum am făcut, am tras asta. Le pun pe poziția aia, să nu uit unde erau, nu? Un pic. Așa. Aici am pus puțină bandă izolată. Gata, un mâner. Să vedem dacă iese la fel. Iese și asta aici, nu?
Trebuie să-i dăm protecția asta jos. Tăiem asta. Gata și mânerul de pe partea stângă. Și mai avem aici niște cabluri care nu știu ce fac. A, e ăsta. E tot de ăsta. Ăla ce e? Ăla de comandă, când îi dai să se încălzească. Ce fain este șoricea aia. Asta era lipit aici, dar nu mai lipit, nu știu. Gata, asta e de aici, ai de dai high, low și așa mai departe. Ah, asta e de la... De la LED. Da. Haideți să deschidem acum mânerele noi. Mamă, ce cald ești, nimeni. Firma se numește Shark, nu? E mai finuț butonul ăsta, mă rog ăsta. Da, și ăsta-s mai de calitate, e mai moia până mână, parcă. Nu? Bine, stare. Da, față de aia, de aia. Oh, uite ce avem aici, ce e. Să vedem ce e în povărița asta. Nu știu ce e. Să lipești, să pui ăla aici. Da, crezi? Ăsta nu știu ce e. Ăsta nu știu ce e. A, uite mă, are să pula și la... Aha. A, da, ăla... Ăla n-avea, știi? Mai avem un band de dublu adeziv aici. Hai că vedem. Asta ce zic? Nu știu. Să începem cu mânerele. Vor fi stânga-dreapta. Hm? Parcă le erau stânga-dreapta din câteva. Nu erau. Nu? Mm-mm. Da. Haide să vedem, să punem pe asta. Mamă, dar nu e bine. Ce? Că nu se duce până în capăt. Bine. Rămâne prea în, știi? Adică-s prea mari. Da. Păi, îi tai cauciucul ăla. Păi trebuie să-l tai, că nu știu să fac. Era imposibil să nu faci o improvizație ceva. Stai să fac ancater. Ca am doar lamă de cater. Dai cuțit la bucătărie. Mamă, ce să tai ăsta, mă, ești nebun? E tare? Rău. O pânză de aia de bonfire era bună. N-ai? Pune-le pe zid. Merge, mă. Normal, că-ți așteaptă.
Stai, unde se uzul? Hai că nu după las. Mamă, de uite, bă. Poate se... O să mai, nu? Dar nu merge să-i pui ceva să-l lipești? Dragi. Da, să pun niște bandă izolieră. A, și e tot acasă. Nu prea îmi place cum stă cerecul, nu? Ei, n-am cum să merg. Am reușit să-l bag, i-am pus puțină bandă dublă adezivă, așa, și l-am forțat și stă foarte bine acum. Și acum să luăm pe aici. Să-i punem ăsta înapoi frumos. Nu mai știu cum vine. Pac. Și ăsta erau prins aici, parcă nu? Erau de ghidon, nu? Da. Da, incorporările și pe ăsta. Păi nu erau. Păi uite, aici sunt două. Nu era ăla, sigur. Nu? Că le trag după mai tare. Și hai să luăm și al doilea miner. Să-l tai. Hai mă, nu mai tai acum. Vom pune puțină bandă și aici. Tai o bucată cam așa. Se duce un pic cu totul, dar o să prindă până la urmă. Gata. Asta nu stă la fel de bine. Păi, pentru că... Era mai uleios. Și să-l șterg. Scoate. Da? Nu știu de ce, cred că uite, s-a întors ăla. Eu de văd avut. Pun mai mult la asta. Dar trebuie să ridici un pic de mâner ca să intre pe dedesubt, să nu se ruleze, știi? Da, dar n-ai cum. Adică un pic de tot, da? Se rulează până la un moment dat. Gata.
Altă viață. Perfect. Mamă, ce cald e. Ești din pe acolo? Nu știu ce să zic. Tot vom băga pe aici. Cum băgăm pe aici asta. Trebuie să scoți și asta pe aici. Nu știu cum. Uite, l-am văzut. Păi și eu îl văd. Dacă-l prind eu. Îi prinde și șoricelul ăsta. Ăsta era cu totul mare, nu? Că trebuia să aibă semn, nu? Două erau. Băgăm și în garnitura asta. Așa. Să-i pun capac acum? Nu știu. Nu, uite, a prins astea aici. Nu a intrat. Unde? Nu trebuie să intre sub capac? Nu. Cred. Nu, așa e bine. Așa, să vedem ce mai avem aici. Asta e panou de... A, păi nu trebuia să pui capacul atunci. De ce? Păi trebuie să tragi firul pe acolo. A, da, trebuie să-l pun și pe ăsta. Și ăsta vine la baterie legat. O să legăm acum la minus. Uite, scoate șurubul, că e ridicat ăla. Așa, iar la minusul ăsta mai adăugăm. Strângem frumos. Așa. Asta intră de la baterie în asta. Pac. Să desfaci peste aici.
Nu e bine. Trebuie să stai așa. Și asta încă pe cap. Ah. Băgăm astea așa întâi. Așa, nu? Mm-hmm. Nu știu unde o să-l pun ăsta. Păi uite, trebuie să-l pui, pui ăsta, nu? Uite asta. A, hai să vedem. Nu-l pun acum, nu? Îl leg ăsta iară din nou. Sper să mai mi-n capă cap acolo la câte cabluri sunt aici. Asta aici. Tac. Și asta aici. Și cam asta ar trebui să fie tot. Ar trebui să funcționeze acum. Să-i dau drumul. Hai să vede, nu? Trebuie să pornești motorul. Nu cred, nu are treabă. Dar am făcut totul bine, nu? Sper să nu fie cu stânga, dreapta. Păi ia sucește-le. S-a uitat siguranța asta, poate e arsă. Ce nu merge? Poate trebuie să-i apăsat, ia ține apăsat. Ce n-am făcut bine? Da? Uite-te pe ala. Păi n-am, nu mi-a dat niciun instructaj. Astea? N-au, ăla e de poleză plină. Bă, dar nu mai e niciun cablu el, mă, că trebuie să vină pe plus și ceva, eu asta nu înțeleg. Haideți că am descoperit care era problema, deci trebuie pus la negru aici și cablul ăsta era băgat pe cam așa asta și nu-l vedeam. Ăsta trebuie legat normal la contact, la un fir care duce la contact, dar o să-l pun pe direct pe baterie, dar să văd cum îl pun. Fă, nu știu, să-l pun direct așa pe ăla? Hmm. Fă-i un cerc, nu poți? Vreau să-l pun la ăsta, să-l leg cumva. Îl pun ciobănește așa, direct. Dacă era bănesc că venea direct din fabrică, nu? De ce a venit așa ciobănește? Ha? Nu știu. S-a prins. S-a stins. Nu se vede nimic. Nu l-a prins. Lasă. Hai că a prins. Îl lasă așa pe direct. Iar asta l-a prins. Să vedem cum. Da, dar nu e din baterie. Îi pornește. O să bag astea cu un înapoi aici. Sunt 100.000 de cabluri. De ce nu-i pun șorice? Îl bagăm pe aici. Și cu ăsta. Asta pe aici. Să vedem dacă se închide. Nu? Hei, stai că ai o gărgăriță pe tine. Acum mai avem de prins ăsta, să vedem unde. Mamă, e la maxim, ești nebun?
Nasol. Și ăsta? Nu-l bagi? Da. Au! Bă, dar ăsta e prea puțin. Dar și ce trebuie așa lung? Nu poți să-l pui aici? Păi și când virezi, se duce cu tot cu el. Și? Păi îl trage dacă îl lipesc. Nu-i logic. Stai un pic. Stai. Ia trage. Stai. E de jos, nu? Unde vrei să-l pui? E, nu știu, stai să pun asta. Așa, nu? Ia, dăm toate accesoriile alea aici, te rog. Se scoate? Da. Dar eu nu înțeleg pentru ce, pentru ce stase. Să-l bagi aici, dacă... Da? Unde? Că n-are de-asta. Păi nu are ăsta. Și ăsta e, ăstea să se le prinzi, că ai văzut cum erau alea? Uh-huh. Le puneai și le strângeai să nu se miște. Dar eu cioban, dar bine, veneam urât cu distanțiera aici, știi? Uh-huh. E mai fain așa. E mișto că au venit cu accesoriile astea. Are bandă dublă adezivă și îl puneți aici, cine o să-și cumpere astea. Cam așa. Acum cam așa și ăsta îl puneți așa. Și cum îl prinde? Oh, că n-am loc să-l prind. Mor. Ești la sol. Hai, cred că îl pun să stea invers. Acum. Ți? Mhm. Gata, nu? Pa. Uite, vezi? Cum nu stă fix. Păi și ce rezolvă? Trebuia pus o bandă. Izolier. O bandă dublă adezivă. L-am rupt, bă. L-am strâns ca un cioban. Aici? Așa? Nu, pune-l pe ăsta. Și atât îi pun și pe margini, că mai am de ăsta. Nu? Hai mă, că eu zic că ține. Așa? Dă-mi coa. Nu! Hai mă, cum mă, nu așa? Așa? Nu! Așa? Da. Eu nu vreau. Sau să-l pun așa? Păi stă cablul ăla, na, nu știu. Dar s-ar vedea mai frumos așa, nu? Da. Ce mă deranjează că stă așa? Așa? Hă? Că așa stă cablul în sus, jos, vezi? Da, păi și eu ce încerc să-ți spun? Hai că-l pun așa. Cum așa? Victorie, am învins, dă-te! Iar m-am curentat, bă, ești nebun, cred că o să... Da, ești o sursă de curent.
Cum ai să mai prindem ăsta? Cu un șoricel. Da, ia-l prind, uite cum dă s-a mic. Dă unde la mare? Sau dă ăsta mic? Dă ăsta. Ăsta e prea mic. Bine, dau unul mediu. Chiar e mic rău. Am o șorice? Mai prindem un șorice de ăsta. Opa! Foarte bune. Nu, ai tu două mâini stângi. Hai că ai strâns cablul ăla de... Și să-i mai dau unul aici? Hmm? Nu. De ce? Și așa, săracu, uite cum l-ai strâns. L-am strâns ca în rău, a? Păi... Uite, uite că nu știi să faci nimic. Haide să pornesc. Stai, mă. Gata. Uite așa îl citești. Merg ambele? Uh-huh. Da, cred că dacă pornești motorul, merg și mai tare, nu? Bine. Și mai avem de pus să prindem ăsta de sub aici, sub carenă. Și o să vreau să-mi pun și accelerația încălzită, să mai trag alte cabluri. Să vedem cum. Oh, ce mișto sunt încălzite așa, nu? Deci după cum puteți vedea, apăsăm o dată să pornească, pornește pe minim prima treaptă, a doua treaptă, a treia treaptă, a patra treaptă și a cincea treaptă maxim. Și ca să le stingem mai apăsăm o dată. L-am pus într-o parte așa să vină cablul ăsta mai drăguț aici. Ai sfugrumat cablul ăla de... nu mai respiră sărac. Și da, cam... cam asta a fost tot. Încă o dată, astea le găsiți la ATV Rom pe site, oricum o să las un link în descriere, cine vrea să și le cumpere. O să mă apuc să strâng pe aici și cam asta a fost totul pe ziua de astăzi. Ne vedem data viitoare, sper să fac un ATV vlog. Așadar, dacă v-a plăcut acest clip, uitați să vă abonați la canal, să-mi dați un follow pe Instagram, să dați un like acestui clip și ne vedem data viitoare. Pa! Și mulțumiri cameramanului! Mulțumiri cameramanului! Și mulțumim Cori din spatele camerei. Pa!